facem pregătire pentru... Da. Ai niște probleme de acestea un pic mai tare. Să spunem de când te rog. Da? Te rog. 6 la 2 N plus 1. 6 la 2 N plus 1. Plus 12 la N ori 3 la N plus 1. Plus 36 la N. Totul ori X. Totul într-o paranteză. Da. Ori X. Este egal cu 3 la N. 3 la N plus 4. 3 la N plus 4. Ori 2 la N plus 4. Da. Plus 3 ori 6 la 2 N. 3 ori 6 la 2 N. Și noi trebuie să aflăm și N și X. N și X sunt numele naturale. Da. Extra. Da. N, X, numele naturale. N egal cu cine? X egal cu cine? Cum suntem obișnuiți? Eu am pornit spre cea. Adică am spus că 6 la 2 N ori 6 plus 12 la N ori 3, ori 3 la N ori 3 plus 6 ori 6, adică 36 la N și totul ori 3 și am descoperit și cealaltă parte. Da, deci ea are o primă inițiativă, să umblăm acolo la plus ăsta, plus ăsta pe acolo, să știm de la mulțime din asta, nu? Tu ai alt idee? Am gândit la o idee, dar unde se lucrurile. Deci ai încercat, vrei în minte o altă idee, dar nu ești atât de inventat. Să mergem pe idei? Da. Merge. Deci, 6 la puterea 2 e ori 6. 6 plus. 12 la N. Ori 3 la N, ori 3. Da. Plus 36 la N. Da, mă gândesc. Ori X. Plus. Egal. Cum se deja. 3 la N, ori 3 la 4. Ori 2 la N, ori 2 la 4. Plus 3 ori 6 la 2 N. Și aici am venit să scriu pe... deci... O să fie 6 la 2 N ori 6 plus. Acolo m-am gândit să fie, cum ar fi 6 ori 2 ori 3. Pentru că o să fie 2 ori 3 care o să dea tot 6. Și o să avem 6 peste tot, dacă m-am gândit. Bun. Mai insist un pic. Mai vezi tu dacă nu mai ai o idee și mai tare. Pe 6 la 2 N, cum aș mai putea să zic? 6 la N ori 6 la N. De acord, 6 la N ori 6 la N. Sau 6 la N, tot la N. Adică 6 la N, doar că vezi? 36. 36 la N. 36 la N ori 6. Plus. 12 la N ori 3 la N. 12 la N, putem scriu că 6 ori 6, totul la 2 N. 6 ori 6 sau fiindcă și ăsta e și la el și ăsta e la el, nu? Avem o proprietate. Adică cât zici? Am vrut tot 36. Tot 36. Tot 36 la el, ori 3. Plus 36 la N. Am numai văzut tot 36. Păi da! Că mi-a părut mie mai plăcut ochiului. Și chiar asta ar trebui să facem. Și acum mă gândesc că dacă și partea asta am transcriptat tot 36 la N, visez. A fi de el. Eu m-am gândit altceva. Avem, să spuneți, uitați, să spuneți. Acolo, uitați, avem cum ar fi 3 ori 2 ori 2, ar fi 9 ori 2, 9 ori 4, care ar da 36. Numai că avem 3 la 4 și 2 la 4. Deci, cum se face? Putem să facem 3 la 4 și 2 la 4 și 4 din de ceva? Hai să facem. 3 la N ori 2 la N face cât? 3 la N ori 6 la N. 6 la N. Ori 81. Nu, hai să zicem 6 la 4. Ori 6 la 4. Da, e 6 la 4.
Păi, și pe eu și doi. Am înțeles, am înțeles. Păi 6 la 4, plus. Plus 3 ori 6 la 2. 6 la puterea 2. Acolo pot să-l dau pe 36. Pot să-l dau pe 36 la n factor. Aici putem? Da. Ați putea să scrieți ori x. Așa, ori x. Ori x. Perfect. Dăm 36 la n factor. Dăm pe 36 la n factor. 36 la n pe lângă 6 plus 3 plus 1. Adică? Adică o să fie 36 la n ori 10. Ori 10, da. Și ori x, nu? Ori x. Exact. Și este egal cu 6... Trebuie să dăm tot așa pe 6 în factor acolo. Pe cine? Pe 6. Ce zici pe 4? Deci, că nu se insistă. Dar să dăm pe 6 la n, nu fac. Așa, dar fi categorică, fi 6 la n. De ce? Păi, nu mai bine, ce mai bine, da? 6 la n, pe lângă, 6 la 4, plus 3 ori 6. 3 ori? 6 la n. 6 la n. Da? 3 ori 6 la n. Gata, 6 la n. Putem să împărțim totul prin 6 la n? Sigur că da. Împărțim totul prin 6 la n. Trebuie să fie 6 la n ori 10 ori x. 6 la n ori 10 ori x. Se egal cu 6 la 4 plus 3 ori 6 la n. Așa. Vedeți? Aș vrea să... Acolo avem și 6. Și partea cealaltă avem 6 la n. Adică? Adică putem să-l împărțim, dar nu putem. Nu de voie asta. Dar dacă n ar fi 4. Nu putem obliga. Păi trebuie să găsim pe n și pe x ca să aibă loc legalitatea. Ce să facem ca să fie 6 la n? Să dau pe 6. Să scădem pe 3 ori 6 la n din ambii membri. Dar acolo nu avem 3. 3 ori 6 la n. Avem 6 la n, dar avem 3. Nu avem de 3. Da. Numai un 6 la n să scădem? Rămân 2 aici. De ce scădem cu totul? Cu 3 ori 6 la n, tot te învăța scădem din ambii membri. Da. Deci minus 3 ori 6 la n din ambii membri și avem. Să fie 10 ori x minus... Stai. 10 ori x. 6 la n. Hai să luăm ușor. 6 la n ori 10 ori x minus 3 ori 6 la n. Egală cu 6 la... 6 la 4. Echivale, ne? Dacă X-ul acela ar fi fost un 3. Ce am putea face? Acum, să dăm 6 la n factor. Sigur că da. 6 la n. 6 la n pe lângă 10 ori x minus 3. Egal cu 6 la 4. Noi, după ce facem calculul ăsta, trebuie să dea 6 la 4. Adică 6 ori ceva, să dea 6 la 4? Da. Deci, tot calculul ăsta, deci, cât ori fi n-ul? 2, 3? Oricum, n-ul nu poate să fie mai mult de 4. Clar. Dar 4 poate să fie. Deci, mai mult de 4 nu. Da, dar 4 poate să fie. Eu știu. Dacă poate să fie 4... Dar atunci paranteza trebuie să fie 1 și nu s-ar putea. Și aici nu se poate să fie 10 ori ceva. Dar dacă e 6, dacă e 6 la 2 paranteza. Și acolo ar trebui să fie 6 la 2. Deci hai să luăm așa unde e mai mic decât 4. Corect. Deci acolo e 10 ori 1.
Așa de bine am gândit. Deci patru nu poate să fie, nu? Trei, dar trebuie să fie niște. Trebuie să luăm ușor. Și o luăm ușor și acum analizăm. Trei, doi, da, deci de aici în observație este asta. Este când nu mai mic egal decât patru. Corect. Cazul de. Cazul de. Nu e egal chiar cu patru. Atunci rezultă egalitatea devine 6 la 4, pe lângă 10x minus 3, egal cu 6 la 4. 6 la 4. Imposibil. Împărțim 6 la 4, adică 10x minus 3 egal cu 0, de aici rezultă că x-ul trebuie să fie egal cu 3 pe 10. Nu? Că duce la numărul 3 în argument și x egal cu 3, nu este număr natural. Deci nu mai facem cu el. Mai facem. Cazul 2. Nu e egal cu 3. Atunci. 10 minus 3 minus 3 egal cu 1 întrebă, da. Intervenim când am observat. Și vine 3 și 1 fac 4. 4 pe 10. Tot de 5. Tot de 5. 2 pe 5 nu e număr natural. Da? Bun. Din punct de vedere al matematicii era o greșeală. Nu e egal cu 3. Se întâmplă 6 la 3 pe lângă 10x minus 3 se face 6 la 4. Asta ne împărțim totul prin 6 la 3. Prin 6 la 3 împărțim. Și o să fie 10x minus 3 trebuie să fie egal cu 6. Adică? 10x trebuie să fie egal cu 9 și imposibil. Și x egal, x nu mai aparține numerelor naturale, 10 ori cât, aproape 9. Cazul? 3. 3. Nu e egal cu 2. Și atunci e 6. Ai vorbit cu copiii voi? Trebuie să pun 10x, pentru că am 10x minus 3. Egal cu 6 la 4. Împărțim pentru 6 la 2. Și apare. O să fie 10x minus 3 egal cu 6 la 2. Egal cu 6 la 2. Nu merge. Nu merge. 10x egal cu? 39. 39. Imposibil. X nu este număr natural. Deci e fals. Și acum cazul 4. Cazul 4. E egal cu 1. E egal cu 1. Rezultă că 6 la 1 pe lângă 10x minus 3. E egal cu 6 la 4. Părțim totul cu 6. 10x minus 3 este egal cu... Cât să facem? 6. 6 la 1. 6 la 3. Da. 6 la 6. 10x minus 3 egal cu... 26. Așa bine, da? 26. Adică 10x. 10x este egal cu 219. 219. Fals. X nu aparține numărul natural. Cazul 5. Cazul 5. Cazul 2 se pune 2. Păi, este egal cu 0. Și vine 10x. 6 la 0 e 1. 6 la 0 e 1, da. 10x minus 3 este egal cu 6 la 4 minus. 6 la 4. Hai, puteți fi minus 1. Minus 1. A, dar nu că împărțit. Da. Cât faci 6 la 4? 6 la 4, cât facem? 3, 6, 3, 6. Da, cât faci? Imediat, sunt ultima oră. 3, 6, 3, 6, 1296. Deci 10x egal cu 1296 plus 3, 99. Păi de asta nu mai avem niciunul înseamnă. Deci niciun x nu este important. Niciun x nu are, nu? Păi deci nu există pe ritmul natural, dacă n-am greșit. Asta e. Dacă n-am greșit, de aceea mai bună luăm cu practic. Nu trebuie să fiți ăsta. Păi da. Nu trebuie să fiți ăsta. Încep, eu am greșit semnul aici. Așa. Hai să mai luăm încă o dată. De 6 la 2 e plus 1, să vedem dacă mi le dat corect. Da, la ce margine care? Nu știu. Da. Nu știi unde l-a dat. Știi, vreau să vedem de la momentul în care mi e de la dictat, să vă dea pe care. Măi, nu, de unde e dictat de exercițiul ăsta?
Nu știu, dar ce pagină, nu vă rog chestia. Să acceptăm că e scris corect. Da. Și atunci să revăd noi, să vedem dacă am gândit cu bine. Deci 36 la N ori 6, plus 36 la N ori 3, plus 36 la N ori X, egal cu 3 ori 2, 6 la N ori 6 la 4, plus 3 ori 6 la 2N, adică vine 36 la N ori 10, 6 și 31, 9 și 10, X, așa, egal cu 6 la N, pe lângă 6 la 4, plus 3 ori 6 la N. Și prin 6 la N împărțim și face 6 la N ori 10 ori X, 6 la N ori 10 ori X, egal cu 6 la 4. Poate n-am fost bine că n-am făcut de acolo 6 la N ori 10 ori X. 6 la N și nu, poate nu trebuie să scădem 3 ori 6 la N, pentru că poate că ne-a distrus. Mai bine scădeam, mai bine doar împărțeam pentru 6 la N și poate de altceva. Nu, 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 nu este nicio... Dar n-am pus în partea aici prin 6 la N și asta. Cam pe 6 la N. Cam găsit eu o chestie. Am găsit 10x minus, deci îl tăiem pe 6 la n și minus 2 ori 6 la n. De ce minus 2 ori 6? Păi, l-am dus pe asta complet și am scăzut pe 6 la 1 și aș vine 10x minus 3. Nu, dar ce am mai zis? Că scădem 2 ori 6 la n, n-ar fi corect să luăm de n pe 6 la n. Și minus 2 ori 6 la n, când eram 2 pe 6 la n care trebuie să scădem. Dar eu am scăzut pe toți 3 de alte 6 la n. Deci minus 3 de alte 6 la n. Deci eu mă rămas mic aici, eu mă rămas 6 la 4, așa e corect să fac. Nu, zic că stânga. Ori 12. Deci 3 la n plus 4, ori 12 la n plus 4, ori 12 la n. 3 la n plus 4, ori 12. Ăsta-i? Da. Păi nu cred că e asta, pentru că uite aici sunt continuu, nu mai pot. Dar e, uite, 3 la, 3 la, până aici e la fel. Ori 12 la puterea N, plus 18 la N, nu mai merge. Ori 2 la N plus 4, 3 ori 6 la N. Plus 3 ori 6 la 2 N, ăsta-i? Da. Păi da, dar cum să mă scris așa? De ce nu mai e corect? Tu trebuie să vă urmărești în dictezul exercițiului 20, profesor. Nu-i corect scris. Dar nici n-am mers să vă da. Deci era 3 la N plus 4. 3 la N plus 4. Da, ori 12 la N. Aici, ori 12? Nu, 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 fără 2. Ori 2 la N plus 4. Așa, ori 3 la N plus 4. 12 la N. 12 la N plus 18 la N. Ori 2 la N plus 4, de pe aici. Plus 3 ori 6 la 2 N. Așa. E altceva. Altceva, da. Reluăm exercițiul. De aceea doresc tare mult să reluăm de la momentul în care mi se dictează. Dacă... Tu trebuie să urmărești pasul mai dacă domnul profesor a scris și indică. Dar nici nu l-a avut mai corect. Tu reluat acum, ai mi-l dictat acum sau din carte? Sau l-ai mai avut atât de caițelul tău? L-ai avut scris pe caițel? Da. Nu l-a luat corect nici. L-a luat corect. Și atunci... Determinație. Și X-ul așa încât să aibă loc egalitate. Da, exact. Asta e egalitate. Haideți acum să le rog. Aici e totul bine. Da. Aici cum zice? Deci trebuie să continuăm. Egal aici. Da? Da? Egal aici. Egal. Ia să vedem. Zice fac 3 la N. Acum o să zic, da. Sigur că da. E altceva. Da, mă. Hai, îmi dau ieși. Păi acolo, suntem la egal. La egal. Suntem și nouă. Cum să zicem? 3 la N plus 4. Nu, dar nu vreau. M-am gândit la 18 la N. Dar nu pot să-l fac când am 3 la N. De-aia. N-ai 3 la N? Da. Zic, în ultima parte, 3 la 6 la 3 N. Dar aici și-am reușit. Ce performanță avea la noi aici? 3, 6 peste tot parte, nu? Da. Ia să le luăm.
Nu, la efectivii 36 la N, gândesc să am peste tot 36 la N. Așa aș vrea. Și aici am greu și performanța. Că 6 la 2 N, 6 la 2 totul la N, 36 la N, 12 la N, 3 la N face iar 36 la N. Și acum mă concentrez tot așa, să am 66. A găsit o chestie pe care să facem 36 la N, poate. Da. Cum? Dați un pic. 18 la N, ori 2 la N, ori 2 la 4. Sigur că da. Eu nu înțeleg. Nu înțelegeam ce poți să facă. Nu trebuia desfăcut acolo și, ca să vadă fiecare de. Și acolo putem să mai facem 3 la N, ori 3, ori 12 la N. 3 la N, ori 3 la 4. Ori 3 la 4. Da. 3 la N, ori 3 la 4, da. Ori 12 la N. Plus 18 la N, ori 2 la N, ori 2 la 4, plus 3, ori 6 la 2 N. Echivalent. Și zice, echivalentul 6 la 2 N, ori 6. Haideți copii, haideți. Acolo nu-i 36. De ce? Pentru că nu are și celălalt, încât să fie. De ce? Păi, Daria, 6 la 2 N poate fi scris așa. Dar puneți în paranteză 6 la 2. 6 la 2, totul la N. Da, dar puneți în paranteză. Vreți așa? 6 la 2, totul la N. 6 la 2, totul la N. 6 la 2, N, Daria, poate fi scris ca 6 la 2, totul la N. Și 3 e 6 la N, vezi? Tu ce gândeai să fii și ăsta la 2N? Da. 6, 6, 3, 6? La 2N? Nu, că am încorporat pe 2 aici, unii 6 la 2, tot la N. O 6 plus. Acolo ce se face? Am mai făcut aici. 3, 6 la N. E 3, 6 la N, e 12 ori 3, e care e la N, deci 12 ori 3 și zic 36 la N ori 3 plus 36 la N ori X egal cu? Îl spui și poate după de lucrurile de dar nu să pun 36 la N și aici, da? Da, 36 la N pe doar, da? M-am făcut-o la... Da. Ca să vadă, da, corect. Nevoia de a să vedea exact ce știu. Și acum, aici ce pot face, Daria? O să aprem 13 la 3. Dacă 36 la N. 36 la N ori 3 la 4. Plus 18 ori 2 care dă 36 la N ori 2 la 4. Da. Plus 3 ori 6 la N. Adică 6 la a doua, totul la N care dă? 6 la a doua, 2 la N. Și acolo nu înțelegem. Așa aici. 6 la 2 N. 6 la N, 3 la 2. 6 la 2 N, Daria, înseamnă cum să mai scrii și ca 6 la 2 totul la N. Care vă dat că e 6 la N. Tu asta nu înțelegi, nu? Da, aici. Înțeleg, da, mă. 6 la 2 N, Daria, este 6 la 2 totul la N. Care înseamnă 36 la N. Ai înțeles? Acum? Deci produsul din nimic. Și radicalul e puternă o altă putere. Și vine 3, 6 la N. Și acum o să fie 3 ori? 3 ori. Cât? 3 ori 36. Și totul la 4 la 9. Corect. Da, 3, 6 la 9. Echivalentul. Hai să vedem acum. Echivalentul. Ce putem observa? 36 la N factor. Da. Și o să fie 36 la N pe lângă 6 plus 3 plus... Adică 36 la N ori 10 ori... Păi, dar nu mai e egal cu egal și scrie egal de partea asta și zicem echivalent. Așa că ajungem o să faci 10. Nu lucrăm membru stâng și pe un membru drept. Ne decide. Dacă o zicem echivalent, adică egalitatea o ducem în echivalență. Încă o dată scrie. Și este egal cu 36 la N pe lângă 3 la 4 plus 81 plus 30, nu, plus 16. Plus 16. Plus 3. O să împărțim totul prin 36 la N. Da. Și o
să fie acolo 10 la 10 x, 10 este egal cu 97 plus 3, 10 x egal cu 100. 100. Rezultă că x este egal cu 10. X este egal cu 10. Și acum trebuie să avem și pe n sau? Păi așa era exercițiul de sus. Și x-ul, nu și x-ul. Da. Deci să nu poate să mai facem o dată. Și să scrie pe x. Că altfel nu prea avem cu x. Sau să-l introducem pe x. Mă, dar stai, puteți să-l introducem pe x și aici, în ultima. Că e același lucru. Da. Și nu mai facem toată pe aia din nou. Și cât este el? Oricare ar fi N. Asta e. Indiferent că a dispărut N, ci orice N. Asta e. Da? X e 10, oricare ar fi N natural. Orice N puneți voi, în calitatea asta, când puneți 10, asta e, asta e răspunsul. Am găsit pe X 10 și N este orice număr natural. Deci când a dispărut, n-a mai fost pus în situația să analizăm toate cazurile cum am văzut, dacă era dat în greșitul greșit. Eu m-aș fi bucurat să dea o soluție în analiza aceea. Dar autorul, gândit o egalitate, dispare asta, el tocmai aici a vrut să ajungă. Că zice, dacă dispare el, nu cumva ei sunt în panică? Că și nu el, nu trebuie să găsesc și pe el. Exact, ce mă fac? Ce mă fac? Că n-am găsit, n-am rezolvat greșitul. Am găsit numai pe X, dar pe el nu l-am găsit. Faptul că dispare din relație și noi am dus-o, pe asta am prelucrat-o, am dus-o în echivalență, adică ea este aceeași de sus, aceeași de sus, asta de aici, asta de aici este aceeași de sus. Tot de-aia tot se echivalent, echivalent. Deci cea de sus este asta de aici. Și asta de condiții necunoscute, X egal cu 10. Și faptul că l-ai găsit pe X? Am găsit pe X, el unde mai fi, deci oricare ar fi el. În final, da? Oricare ar fi el, în egal cu care. Oricare ar fi el, X-ul e 10. Adică n-am mai fost prezent el acolo să începem să facem analiză pentru a descoperi. Și răspunsul este, indiferent ce X, indiferent ce el, X-ul trebuie să fie 10. Și atunci soluția este asta. X 10 și indiferent ce e mai aproape. Să vedem. Se dau numerele. A, minte, dau nu. Ce de văd? Da, hai să vedem. Ca să scrie de sus, că să vedem. Da. Ia. Și P este mai mare decât 1 pe 4. Și P mai
mai mare decât o zăpadă. Asta. Ce vedem noi? Vedem că e din 2-2 și numitorul și numărătorul. Da. Că numitorul e par și că numărătorul e par. Nu, nu, nici nu par. Eu mi-am dat la inducție matematice. Cum? Mi-am dat la inducție matematice aia pe care am usat-o atunci. Da, aici la tine, tot ai inducție matematice. El întreabă ceva din inducție. Ar fi cazul să folosim inducția matematică. Într-un anumit relațional pozitiv. Nu e rea întrebarea. El spune... Dar cu ce mă răștea? Dacă cumva... ar putea folosi inducția matematică. Am spus eu atunci când am predat, cum a fost la televiziune. Inducția matematică e un instrument de lucru pe care îl folosim foarte des în mediștii. Dar aici, vezi tu, se oprește foarte bine la 15 pe 16, pe la 14 pe 15. Deci, arătați că B e mai mare decât A. Deci 2 pe 3, 4 pe 5. Apoi să fie 5 pe 6. Ei, păi la ambele știm că numitorul e... Nu. La A numitorul e par și numărătorul e impar, dar la B numitorul e impar și numărătorul e par. Sunt din 2 în 2 și numitorul și numărătorii. Da, chiar. Să le lucrăm așa pe mai puțin? Ce să facem? Să luăm un studiu, trebuie bancul. Așa durează. Deci să luăm numai două. Și ia să vedem numărul fracțiilor de sus este egal cu numărul fracțiilor de jos? Nu. Sus câte sunt? Sus sunt 15. Ei, da, uite câte e 2 în 2. Sus... Vedea câte sunt? 6? Sunt 8. 8? Da, da, sunt 8. Sunt jos? 8 și jos sunt... Jos 7. Jos sunt 7, da? Deci sunt 8 și jos sunt 7. Da? Da, da. Deci mai că de jos sunt... Sunt... sunt și astea sunt 7. Bun. Asta spune. Dacă îl împar pe 15 la 6, nu poți să fie la fel. Nu, altceva, vorbeam despre ceva. Noi trebuie să arătăm dacă B e mai mare ca A, nu? Da, că B e mai mare, da. Păi... Nu pot să spun că nu e mic, că nu mai... Dar nici nu te poți să mai știi nici e așa. Pe cuvântul meu că este. Trebuie să găsim o... Asta care ar fi fracția următoare aici? 5 pe 6. Și acolo ar fi 6 pe... Da, puțin. 6 pe 7. 7 pe 8. Vedeți, am făcut 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu aș putea... Să schimb un pic poziția, să duc pe 16 aici, în locul lui 2. De ce? Și pe al de 2 este să-i împing de încoace. De ce? Dar produsul este același. 2 ori 4, 6 ori 14, la mulțimea fracțiilor, mulțimea așa, numărătorii între ei și numitorii între ei. Și acum, uite, pot să zic că îi translez, îi împing așa, mă? Și pe 16 care ies afară, îl pun pe prima poziție. Deci, întrebarea mea este asta. Fracți A mare, scris în forma asta. 1 pe 16, ori 3 pe 2. Deci, 1 pe 16.
ori 3 pe 2, ori 3 pe 2 sunt, da? 5 pe 4, ori 13 pe 12, și ori 15 pe 14, dacă este același an, dacă e corect sau. Da, multe de ei. Hai să vedem pe asta. Deci, am mai vorbit noi. Să încercăm să ne disciplinăm așa un pic. Când facem o discuție, să urmărim până la capăt, știi? Și când se împărmărește a mea sau a ta, n-are importanță, ne oprim. Deci, atenție. Ce am făcut aici? Am zis 16 l-am dus lângă 1 și pe 2 l-am dus sub 3. Înmulțirea mea este aceeași? 2 ori 4 ori 14 ori 16? Cum se mulțesc două sau mai multe fracțiuni? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Și egal mai departe, egal 1 pe 16 ori 3 ori 5 ori 15 3 ori 5 ori 7 ori 15 supra 2 ori 4 ori 6 ori 14. Și egal mai departe cu 1 pe 16 ori nu ți-e clar de tare ceva și trebuie să mă oprești. De ce stai pasiv? Că nu înțeles, mă zici. N-ai înțeles. Bun. Dar cum se mulțesc două sau mai multe fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Eu puteam zic 1 ori 3 ori 5 ori, ori 15 supra 2 ori 4 ori 6 ori 14 ori 16. Dar nu pot să spun 16 ori 4 ori 6 ori 1. Bun. La mulțire, când zic 2 ori 3 ori 4 nu e egal cu 4 ori 2 ori 3, dar eu n-am înțeles de ce ați spus acolo 16, 3, 3. Pentru că numitorul ăsta 16 l-am dus sub 1. Da? Iar pe 2 l-am împins, pe 14 l-am dus aici, pe 12 l-am dus sub 13, și pe 2 l-am dus sub 3, 4 sub 5. Care a fost motivul? Care era cel mai bun? De ce fac asta? Pentru că am sesizat că aici am fracțiile 2 ori 4, la mulțime de decine, 2 ori 4 ori 14 supra 3 ori 5 ori 15. 2 ori 4 ori 14, 3 ori 5 ori 15. Și l-am pus în evidență exact partea asta, B-ul, dar în inversă, grupele. Da? Deci egal cu 1 pe 16 ori 1 pe B. Că ăsta acum este inversul lui B. B-ul cât are? Cât este? 2 ori 4 ori 14 supra. Deci ori 1 pe B. Și iată ce egalitatea. Că A e egal cu 1 pe 16 ori 1 pe B. Și problema era să arătăm că arătați că B e mai mare ca A. Deci să arătăm că B e mai mare decât A. Deci de aici, în asta, se arată că B e mai mare ca A. 1 pe B, cât ar fi? Deci 1 pe B ar fi echivalentul mare. 1 pe B e mai mic decât 1 pe A. Thank you.
Păi, dar zic nevoie. Păi, nu, ne-am zis să ajungă bine mai mare. Dacă se ajungă bine, e mai mare decât mai mare. Da, zic nevoie, fracțiile alea 2, 4, puncte, puncte, 14, și 4, 5, puncte, puncte, 15. Și... Cum ați zis acolo, cum te de mai mult decât în fiera? Nu, are tații de mai mare, da? E de parcă aș arăta că unul pe D e mai mic decât unul pe A. De aici... A pe B e mai mic ca 1. Deci A supra B e mai mic decât 1. Dar... A supra B. Dar poate că e istorie bună. 1 pe 2, 3, 4, facem. Acum prima amplificăm cu 2. Păi, și o să fie 5 pe 4. Unde se amplificăm? Amplificați, așa. Deci 1 pe 2, 3, 4. Amplificăm pe 1 pe 2 pe 2 ca să aibă același numitor. Și o să fie 5 pe 4. Deci 5 pe 4 ori. Bun. 5. Asta a fost o idee pe care am avut-o pentru început. A zis care și eu. Să văd o idee de-a ta. Da, nu-i bun. Deci nu te ajută, simți că nu te ajută. Atunci hai să mai facem așa. Hai să facem B supra A. Să facem raportul B supra A. Să vedem ce putem spune de B supra A. B supra A ar fi egal la tu. 2 ori 4 ori 14, 2 ori 4 ori 6 ori 5 ori 14, supra 3 ori 5 ori puncte puncte ori 15, supra au, care este cât? Au este 2 1 ori 3 ori cât? Ori 15 supra 2 ori 4 ori 15 ori 16. Și egal cu. Cum se împart două fracții? Se înmulțește prima cu a doua inversat. Prima, da. A doua inversat. Da, deci Daria, ce am zis? Când am zis B-ul, a zis așa, 2, cum se mulțesc 2 sau mai multe fracții? Da, se numărul 3 și numărul 3. 2 ori 4 ori 14, supra 3 ori 5 ori 15, da? Și putem spune o singură linie de fracții, clar. Și a zis o singură linie de fracții. La 1 ori 3 ori 5 ori 15, 2 ori 4 ori 6 ori 16. Și facem egal mai departe cu prima, 2 ori 4 ori 6 ori 14 supra 3 ori 5 ori 15 a doua inversată. Ori 2 ori 4 ori 6 ori 16 supra